Protestul ăsta au vrut să-l organizeze în fața primăriei București, dar Gabriela Firea sau subalternii ei au pretins că la ora asta, în locul acela, e altă manifestație. Și au interzis marșul pentru aer curat sau pichetarea, demonstrația pentru aer curat în fața primăriei București. Și oamenii, iată, de nevoie, au venit pe Bulevardul Unirii, unde tot e vizibil, e multă lume, e și Ministerul Mediului și diverse instituții de stat. E bine să se știe că Primăria București nu face nimic ca să oprească poluarea și Bucureștiul e printre cele mai poluate orașe din Europa și din România. Și ca să nu se vadă nimic facerea lor, interzic și protestele tinerilor, de exemplu, de la Fridays for Future sau de la Greenpeace sau cine mai vrea mediu curat. Care e destinația protestului, dar sper să ajungem măcar în fața Ministerului Mediului. Mai departe n-o să ne lasă să mergem, că acolo e SRI-ul. Dar pe aici e și parchetul general, și parlamentul, și diverse alte ministere. Cine are să ne vadă, ne vede. Mass media nu prea reflectă evenimentul, dar noroc de internet. Nerăbdătoare tineremea asta, vrea acum justiție pentru climă. Planeta lor și viitorul lor. Veniți și bicicliști ca mine, ca să arătăm că aerul din București e irrespirabil. Pe jos sau cu bicicleta simțim că ne iese limba afară, ca la câinile astea.
o să mai intervin în direct dacă o să se întâmple incidente, dacă nu, vedeți reportaj mai amplu pe curaj.tv, pe blog.